Îi chem pe copii la masă și nu vin, înseamnă că gătesc prost. Îmi pare foarte rău că astăzi nu este singurul nostru francez, Jet BG din platou, nu e la program, badie ce. Așa rău îmi pare că nu ești aici să traduci. Câștigătoarea de Șef la cuțite 2023, Nina Hariton, este alături de noi și a venit și cu carte. Slavă Domnului că este în limba română. Bună dimineața! Bună dimineața! Te-am chemat din mai multe puncte de vedere și din mai multe motive. Unul că suntem toți fani Șef la cuțite la emisiunea asta. Cu siguranță. În mod ciudat, niciunul nu gătește, dar toți știu să comenteze. Și toți mănâncă! Și ne-au impresionat câteva povești, chiar și a ta. În primul rând, cred din opinia mea personală, că în testimonialul de primă mână, prima oară când te-am cunoscut cum ar veni, da, ai fost cel mai emoționat concurent. Ai văzut unul mai emoționat? Sincer, nu. Pentru că m-am simțit foarte emoționată, că am avut și o perioadă din viața mea care era un pic mai complicată, dar uitându-mă la televizor, după aia mi-am dat seama, măi, pe bune am fost emoționată, știi? Aproape nu aveai voce. Chiar și acum, nici nu mai am voce. Acum ești pe mâini bune. Ai avut voce când i-ai zis, Șef Bontea, te duc în finală. Ai luat cuțit de aur, da. Adică din prima ți-au dat încredere, ce ai gătit prima oară? Păi am gătit un piure de broccoli cu pep de pui, șu de Bruxelles și un sos de caramelă, un sos gastric făcut cu caramelă și cu portocală. Deci... De cât timp locuiești în Franța? 8-9 ani. Ai accentul rudelor lui nevastă mea. Hai, mă. Deci de unde ești din Moldova? Eu spun că am accentul franco-româno-francez, ceva, moldovenesc, ceva de genul. E franco-moldovenesc. Sunt de la sudul Republicii Moldova, din Slobozia Mare. Am înțeles. Deci de acolo. Ai o combinație foarte interesantă. Mulțumesc. Bun. Ca ce lucrezi în Franța sau dacă lucrai ca ceva, te mai duci la muncă? Eram agent imobiliar înainte de a fi sunată de echipa de la Șef la cuțite. Nu cred. Da, da, deci făceam business, afacere. În franceză? Da, în franceză, cu publicul din Franța. Bun. Și când m-a sunat echipa de la Șef, tocmai eram în momentul în care trebuia să decid dacă rămân sau nu la agenția respectivă. Și a apărut oportunitatea Șef la cuțite. Și a spus la revedere. Ne vedem peste un an, atunci când lucrurile se vor mai așeza. Eu acum vreau să fac altceva. Da, pe mine m-au sunat de la Șef la cuțite și nu s-a întâmplat nimic, că plecam. Șeful mi-a spus că, adică nu șeful bucătar, șeful imobiliar, patronul, da, directorul de acolo mi-a spus că, Nina, nu prea te înțeleg pe tine, că am impresia că nu știi ce vrei de la viață. Și mi-a spus în gândul meu, o să vezi tu ce vreau. Je veux gagner. Da, zic eu, mă duc acolo cu un scop și o să... În mare parte am spus că o să-l fac mândru de parcursul meu și că, indiferent dacă acum pun stop pe activitatea mea de agent imobiliar, lucrurile frumoase continuă. Ce cât tare mai costă două camere pe Champs-Élysées? De la 1 milion în sus, Păi și ești la fel. Păi la noi cât crezi? Și vezi că Nina e una dintre singurele concurente, cred, care habar n-avea formatul emisiunii, nu știa. Da, n-a venit ca fan sau să știe șpârlele. Păi acolo trebuie să te plângi la Șef, la... Păi l-am văzut eu. Da. Să... Când tai ceapa trebuie să plângi. Când tai avocado trebuie să plângi. Și așa mai departe. Ne-ai adus o carte, trebuie să ne spui ce e cu ea. Este o carte care o aveam de mult în gând. Atunci când eu am fost admisă la școala de bucătare în Franța, uimindu-mă în fiecare zi de câte lucruri frumoase învăț și câte tehnici de gătit, am zis că publicul din România are nevoie de o astfel de carte, să se inspire, să poată pune în valoare produsele noastre românești prin tehnici franțuzești. Și exact așa și am spus. Odată ce s-au oprit reflectoarele din studioul de la Șef la cuțite, am zis că trebuie eu să le aprind din nou, să fac ceva, să vină lumina înapoi, pentru că era deja prea trist după filmările de la Șef. Ia să văd eu dacă ai și poze, eu dacă n-ai poze. Da, fiecare rețetă este însoțită de o poză. Ai făcut poză la mămăligă? Deci tu ai băgat acolo niște secrete pe care le-ai învățat la școală pe bani? Exact. Nu, pe care le-am învățat la școală pe puterea mea. Adică... o să-i placă, o să-i placă. Lui Nicolae. Gratin Dauphinois. Dauphinois. Pentru că oi se citește oa. Hai că arată foarte bine, o să o luăm spre studiu, mai ales că n-a putem să le lăsăm și prin casă. Mulțumim tare mult, vom folosi cartea ta. Da. Tu vei juca cu Florin în jocul de spânzurătoare. În franceză, spânzurătoare se cheamă... Spânzioteu.
spânzura? A spânzura. Căutați-ne pe Google. Pe Google, dacă... Chiar cum n-am folosit, nu e un lucru casual, adică... Atâhne. 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 De joc de la zartinător. Atârne. Nu, atârnător mai avem. Bun, jocul se joacă foarte simplu, dar că nu vom alege cuvinte la îndală, ci vom lua chiar cuvinte din cartea ta. Evident, n-ai de unde să le știi. Păi, dar nu-mi da tartatan. Păi, nu, nu, nu. Ai făcut-o pe beton. Nu vor fi nume proprii. Bun, Florin te va ajuta să vedem cât de repede. Vedem dacă e mersi sau nu. Alături de tine vor juca și colegii noștri, Ramona cu domnul Bălaie. Știți-am cu pozele astea... Hai, alege un cuvânt. Dă-mi voie, dă-mi voie, dă-mi voie. Dă-mi voie, trezoră, trezoră. Cama se... se sufle. Să... Aș fi ales Burgundinion, dar nu. Nu, nu, vă să aleg un cuvânt normal. Oui. Hai să numărăm împreună. Oui. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11 litere. 11. Deci alegi cuvinte în franceză sau în română? Nu, nu. În română. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sfântă macaroană. 11. Macaroană. Primul este un G. G? Și pune și pe ultima? Pune și pe ultimul un C. Un C. Hai să vedem, Nina, ai practic patru încercări posibil nereușite, după care te... Aoleu, stai că nu ați rugat aici! Trebuie să spui o literă de preferat, o vocală. Este la fel și în română și în franceză. Noi nu avem în română. Avem E. Ce crezi? Nu e. Băi, capul, dar să fie un cap mare franțuzesc, te rog. Noi doar dacă nu ne place mâncarea facem Nu avem pa. Nu avem pa. Și față. Hai să vedem. Dima. Bă, dar încruntat ai făcut-o pe chiar așa sunt da. De... Nu. Hai, zi o literă simplă. Hidoasă. O vocală simplă. R. R. R nu e vocală, dar avem. Ăla-i. Ăsta e. Avem un R. 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 Tot eu trebuie să continui? Oui, oui, da, oui. Oui. Ah, doar eu! Tu dois finir le jeu. Da. M-ați pus în dificultate. Mamă, deci nu vine să cred așa bă, ceva. Hai să dăm, mai spune litere. Ok, A. A, oui, avem, oui, A. Oui. Avem, A. C'est tout? C'est tout? Oui. Deci începe cu simple. Ga. Ga. În română. Începe la fel și în franceză. Da. Este la fel și în franceză. Doar ultima. Dar n-am spus ce se întâmplă dacă pierde. Da. O să gătești două săptămâni la noi la Neața. Da, yes. Gătești gratis la noi la Neața. Nu că dar iar la ce. Nu e garnitură, nu e. În franceză e același cuvânt. Să ne gândim oare ce mai putea fi acolo, Nina. Dacă e un C la final, ce literă ar putea fi înainte de C? Bien sûr, une... Cum îi zice? Consonant, consonant, e voiel. Voiel, da, nu? Vocală. O vocală. Deci punem în U undeva. Păi corpul. Să s-o faci slăbuță cum e, cum e afirav așa. Păi nu, bă, corpul nu știu cum e. Și acum ce mai faci? Trebuie să faci doar corpul. Doar corpul. Bine, lasă-o îmbrac după aia. Nu mă ajută și pe mine nimeni. Păi rochiță. Nu, tocmai că noi nici tu mai puțin să știm din cartea ta. Mai ai două încercări nereușite cu mine și picioare. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, adică trebuie. În franceză trei bine. Trebuie. Ga. Zui. Tu sais, tu sais. C'est bon. Gastronomie. Gastronomie. Gastronomică. Ai scăpat nespânzurat, Nina. Mulțumim tare mult. Am ceva. Haideți, vă rog. Ramona, mai scurt, vă rog. Ramona, dă pagina, te rog, și... Gastronomic. Un cuvânt. Nu putem alege cuvinte. Păi voi sunteți oameni inteligenți cu multă școală. Mai nu știm franceză. Știi franceză, Nina, când ai plecat în Franța? Păi am învățat în clasele... Nu, aici, în clasele primare, cum se învață franceză la noi. Da, cum știi și... Generația noastră a învățat franceză, da? Știi și slang. Da, da. Să-mi lași loc și de cuvinte, Ramona. Cuvântul nostru, Ramona, este acesta. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 litere. 11. Prima literă este T. În franceză, T. Tel. T. Tel.
T. Cum îi zicem la telul românesc și francez? Ultima este vocala A. Cumpere o vocală? Nu, că am strâmbat în apartament. Ce s-a întâmplat, Ramona? Doamna Elena, să-i dăm niște libere, Ramona, care are... Stai, mai, că vorbiți pe lângă mine. Păi dacă eu zic să-i vocala A și te-ai pus un T, la ce ți-e gândul? Nu, că sunt mai puține, m-am dus mai mult. Păi sunt 11. Murmură din buză, Ramona, zici că... Numai că dacă am una în plus, nu știu care-i treaba. Aveam... Poți să număr eu? Numără. Înțelegi jocul, da? Dacă am una în plus, Doamne ajută! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pâu, uită-l! Nu e, nu e, exclude, e un A, domnul Bălaie. Hai să vedem, zi o literă. E foarte simplu. Mergem pe... Da, stai un pic, stați un pic. Da. Trebuie să pun și dacă am în interior. Mă, și da, dacă l-am nimerit din prima, fii atent, ascultă la mine. Mai e un A la mijloc. Doamna Elena. A, dacă mai e un A la mijloc, gata. E timpul să o schimbăm. Ce noroc pe mine, nu puteam să pic cu cineva. Nu-i funcționează roata. Dacă știi din prima, gătește bucălaie două săptămâni? Da, da. Nu. Ba da. Nu. Iubita mea, am zis oi. Nu ai zis-o. Florin, scrie aici pe spate ce cuvânt crezi tu că a fost. Fii atent, dacă nu nimerești bucălaie din trei, gătești o săptămână. Scrie aici, da. Ce să, că vrei să murim de foame de tot? Eu am zis oi, a pus A. N-am pus nimic. Oh, nu avem, pune capul. Ce insisti? Păi capul, oh, nu are. Nu e nici la care mă gândeam. Altă literă. Se pa. I. Nu. Nu avem, fă-i corpul. Slăbănoc, cum e el. Și eu credeam că e cuvântul. Păi buric. Știți-te. Haide, mă, Ramona. Buric. Ai făcut... Lasă-te apropiate. E. Da, avem. A doua literă este E și doar aia este. Teleorman. Mai avem un E. Da, doi E. Telemea. Nu. Ter... Mai mâini și picioare, poți să tragi gloanțe. Zi, o literă. Hai, Radu, bagă o literă. Te... R. Da, avem penultima. Te... Da. Cum? Bun, te-ai gândit bine. Bine, te-aș ajuta, Ramona, cu... Nu, că nu știu. Nu s-a prins, nu s-a prins. Iarbă. Cât timp se gândește bucălaie, vă reamintesc că... Nina are cartea în galantare, se găsește deja. Puteți învăța lucruri simple și cu multe poze. Mamă, greu te gândești. Hai de bălaie, zi o literă. N. Nu e N. Nu avem mâini și mai avem o șansă. M! Bravo! M! Bun! Hai, mă! Climatul nostru este... Vezi că mai ai o șansă la viață! Temperat! Nu! Da, continental! Pune-i picioarele, era temperatura și ai murit, bălaie! Și am aflat între timp și cum se zice la spânzurătoare în franceză? Suspendut. Ah, da, e zis bine. Dar nu e atât de dramatic. A târnat cum ar fi. Iată, da. Și Florin s-a descurcat foarte bine. A scris că, după părerea lui, cuvântul este tartinabilă și că n-are nicio șansă să greșească. Tartinabilă. Dar m-am aruncat, vezi? Dar se încadra, nu? Tărie, cred că. Cum? Tartinabil? N-avem? Nu există. Ba da. Ba da. Tartinez. Păi da. Dacă tu ești tartinabilă, deci poți fi pusă pe pâine. Da, îmi place tartinabilă. Mulțumesc. Ești tartinabilă. Ați ratat șansa. Ești ușor de... Tartinat. De uns. De uns. Acum tu știi. Mulțumim, asta e cartea Ninei. Ne face plăcere să ne susținem prietenii și colegii de la alte emisiuni. Suntem emisiunea care vorbește de bine pe toată lumea. Vă așteaptă cartea să puneți mâna și să mai prindeți o idee sau de ce nu să învățați să gătiți. Răzvan? Ce s-a întâmplat? S-a blocat. Mă, ce francezul o îndeșire nu culot. Ce? Avem niște jurături în română. Să că tu peu repete? O îndeșire nu culot. Ce prostie asta? Adică ne rupem chiloțina. Și când se folosește acest... Acum, după momentul ăsta cu atârne. Atârne. În franse. Avem niște jurături în română, trei joli. Cum il faut?